Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi preparăm din nou un desert, la fel de ușor și rapid și chiar mai spectaculos, fără adaos de zahăr și absolut delicios. Pe mesele de sărbătoare va fi atracția numărul 1, vă garantez! Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda! Avem nevoie de 200 de grame de curmale fără sâmburi, le găsiți în supermarketuri, Plafare sau drogherii, 100 de grame de nucă mărunțită, 100 de grame de ciocolată albă, 50 de grame de ciocolată neagră și aproximativ 2 linguri de semințe de susan. Întâi ne ocupăm de curmale. Ale mele sunt fără sâmburi, dar procedăm exact la fel și dacă ar avea sâmburi. Turnăm apă clocotită peste ele până le acoperim complet și le lăsăm așa pentru 20-30 de minute. După acest timp, putem îndepărta cu ușurință sâmburii, dacă îi avem. Apoi punem într-un tocăr doar curmalele, fără lichid deloc. Peste care adăugăm și miezul de nucă și mixăm pentru aproximativ un minut. Dacă nu s-a transformat totul într-o pastă omogenă, putem să ne ajutăm de un mixer vertical. Putem să trecem de la început totul prin mașina de tocat. Important este să obținem la final o pastă ca o cremă foarte groasă. Când suntem mulțumiți de consistență, presărăm pe un fund semințele de susan și răsturnăm pasta împărțind-o în două părți. Rulăm fiecare bucată, formând rulouri cu diametrul de aproximativ 3 cm. Acoperim rulourile complet cu semințe de susan, în așa fel încât să nu fie lipicioase deloc. Apoi, cu ajutorul unei cozi de lingură, formăm pe mijlocul fiecărui rulou câte un șanț, de la un capăt la altul. Și gata cu prima parte. Acum ne ocupăm de ciocolată. Întâi de cea albă. O topim fie pe baie de abur, fie la cuptorul cu microunde din 30 în 30 de secunde. Verificăm după fiecare 30 de secunde, pentru că ciocolata albă se poate arde foarte ușor. Așa arată după primele 30 de secunde, deci o băgăm din nou. După un minut încă nu este bine topită, așa că mai mergem încă 30 de secunde. După un minut și jumătate, ciocolata este topită, fluidă, perfectă. Cel mai bine este să nu dăm din prima un minut și jumătate la cuptorul cu microunde, ci să mergem din 30 în 30. Adăugăm peste ciocolata topită 2 linguri cu ulei și amestecăm foarte bine totul. Transferăm ciocolata topită albă într-un poș sau într-o pungă alimentară. Foarte ușor este să ne ajutăm de un pahar sau de o cană. Tăiem vârful pungii și umplem șanțurile create cu ciocolată albă. Umplem cu răbdare șanțurile până sus, ridicând și capetele pentru a nu curge ciocolata. Lăsăm deoparte și ne ocupăm de ciocolata neagră. Pe aceasta o topim la fel, fie pe baie de abur sau la microunde, 2 minute, aici merge din prima. Îi adăugăm la final doar o lingură de ulei, pentru că sunt doar 50 de grame. Tăiem vârful pungii mai mic decât prima dată. Dacă frige, lăsăm 2-3 minute deoparte să se răcorească puțin. După acest timp, trasăm cu răbdare linii paralele, cam la jumătate de centimetru distanță una de alta. Fără grijă că nu ne ajunge ciocolata, trasăm liniuțele de la un capăt la altul. La final, cu ajutorul unei scobitori, trasăm o linie de la un capăt la altul al fiecărui rulou, dându-i astfel aspectul acesta marmorat. Mergem cu creațiile noastre la frigider pentru minim o oră, după acest timp le putem porționa cu ușurință. Tăiem bucăți de aproximativ 2,5 cm, 3 pe care le putem așeza individual pe hârtii de mini-brioșe. Arată fabulos, iar gustul este pe măsură. Ați văzut cât de ușor putem crea spectacol pe mesele de sărbători? Vă provoc să le încercați. Deci, spor la treabă, dragilor, și poftă bună să aveți! Vă pupă, Claudia!